Agenda noastră astăzi, mâine, de fapt presupune că vom instala încă câteva zeci, probabil vom ajunge la 150-200 de corturi până duminică. Vom organiza alte evenimente aici și chemăm pe toți chișinăuienii la această etapă, deoarece în mare măsură sunt locuitorii municipiului Chișinău aici. Și începând cu duminică, se începe protestul masiv, non-stop, până la demisia oligarhilor care au furat țara în ultimii ani. Încă o dată vă mulțumesc și o zi bună tuturor!